G2A, G2A, o dă joc cu cel alba. Alo, bună ziua, da, bună ziua, bună seara. Vă salut aici de pe noul meu Opera GX. Acest clip este sponsor, nu în niciun caz. Am folosit browserul ăsta și le-am scris să mă sponsorizeze. Și mersi, Codrin, dar momentan nu mai avem de a face cu marketul din România. Bine v-am găsit, dragi domne, după o eternitate la un nou meme review. Am lăsat să se adune meme-urile aici. Avem o grămadă, avem o tonă, avem o căruță de meme-uri. Trebuie aștept să le văd. Între timp de când ne-am mai văzut, s-au întâmplat multe. S-ar putea să le detaliez într-o discuție la Bazooka Records cu fratele mereu Eco un weekend. De când nu ne-am mai văzut, eu am făcut și o întors la picior, de de-abia am putut să mai umblu. Mi s-o strica mașina în Ghercești, unde exact? Bine ați venit în comuna Ghercești. Bă, dar de ce bateria mea jumate? Baie, când am băgat-o la încărcat, arăta că e full și acum cealaltă nu știu pe unde a fugit. S-a fugit în lume. Haideți să ne bucurăm de câtă baterie mai avem, că după aceea o să trebuiască probabil să mă duc să caut pe sub canapele după cealaltă baterie. Deci bine v-am găsit la un nou meme review. Haideți să ne uităm. Codrin, după ce citește The Book of Five Rings, pizdelță îndărosul. Bă, 2 săptămâni de inactivitate pe YouTube. Meme review 11. Asta a fost celălalt, așa e? Cred că așa s-o nimeri și cu asta. Încă n-am văzut serialul ăsta, o să mă uit, am văzut câteva episoade, mi-a plăcut că au fost bucăți serioase. Înainte ne bucuram că apărea propunerea noastră în Sâmbăta cu Satana, după că întrebarea noastră apare în Q&A, iar acum că meme-ul nostru apare în meme review, timpul trece, vremurile se schimbă, dar bucuria rămâne aceeași. Și apoi am plâns toată lumea, ne-am adunat în cel că am plâns toți și ne-am sinucis împreună. Rick Roll, Bradia Roll, dame, ăsta nu. Suport profesional pentru cameră, orice priză mână pui sub cameră și sper să nu se ducă la vale. E foarte amuzant că asta fac de 8 ani și încă funcționează. Și momentan, trepiedul meu stă pe o cutie. Și nu e greu, știu că nu e greu. Să-ți găsești ori un trepied potrivit pentru birou, ori știu că nu e greu. Nu, dar nu se poate, nu se poate, așa rămânem. Până într-o zi când o să se duc așa camera. Și așa se duce și portofelul meu. Nimeni nimic, Eco. Eram tânăr când m-am născut. Asta a fost ultima oară când semnam, așa e? Da, mai citează lumea aici azi, martie, 3 aprilie, învățăturile lui Bacia Eco. Ce e asta? A, o 2 degete, 3 degete, marker. Nu-mi place asta. Și aici zici că bunicul meu. Hagi, omul este o persoană umană. Eco, eram tânăr când m-am născut. Nou rege se naște. S-au întâlnit 2 titani. Așa se bea cafea. V-am zis că-l termin. Next. La ce-a fost asta? Altă serie abandonată. Codrin, te rog. Dar la ce-a fost asta? La ce clip a fost? În curând vine GTA Bazooka episodul 4, cum mi s-a făcut dor. Și terminăm cu Eco, doamna directoare. Numai uite-te că așa s-a întâmplat, amu. Eu am fost plecat într-o mini-vacanță, frate, Eco a lucrat în continuu la Bazooka Records. A fost greu. Ați văzut pozele lui Eco, sunt faine, de la studio. De bine să mă duc și acolo să fac o bocănă. Filme, seriale, comedie. Doi domni ilustri beau și semnează niște marvă. Mono, ce se întâmplă aici? O poză cu mine, Larisa, Eco și Vivi. Numai zici că... Zici că Vivi cu Larisa siameze. Zici că s-au născut lipite una de alta. De unde vine capul lui Vivi? Bă, ce-mi pare eu că o salvează. Bine, mă, hai, mă, no, ia, că salvăm. Îl știți pe Ogre Magic din Dota. Și Codrea zici că e frate cu Peppa Pig. Da, adevăr e că la nasul ăsta. Animated-o la album cover concept. Când vine vorba de băga pula, rămân fidel. Am început fără ajutor și o să termin la fel. Eu vă simt pe voi în plus, parcă mă uit. Foarte frumos, o să salvez contactul tău. Și te contactezi când te aștepți mai puțin să lucrezi pe gratis. Glumesc. Oare? Real Survivor in Extreme Conditions. Dacă mă întrebați ce face Codrin că lipsește ca săptămânile. Da, mă, seamănă, are ceva. Asta e canalul meu secundar. Ce e aici? Bă, anunțați că ai luat pe copilul albastru și urcă am găsit hamburgerul de aur în Iași. Ce, asta e o masă și asta e un hamburger gigantic? Zici că să lasă masa cu el, că nu mai poate. E urmă natural 7 lei 1. Oh, nu, aici e crima. Că l-am omorât pe copilul albastru și urât. Ce e aici? Doamna directoare, shit edit scrie. S-a deschis asta. Bă, nu. No. Bă, da, mă, nu mai are cu ea, mă. Uite, nu mai e deschisă, mă. Cu ai sunat telefon? Eram sigur că o să suni și telefonul. Sună ca telefon. Hai să-mi dau țigare pe ță-și pula. Ce o să asta, mă? Hai să-mi dau țigare pe ță-și pula. Mare fan Johnny ăsta. Ia.
Dar albumul nou, de ce nu l-ai? De ce nu ai rămas în colțul gurii? Te salvăm și pe tine, dă-te dracu de sărac. Screenshot from our upcoming game, Grand Theft Auto 6, coming late 2022. Nu le dau jocul, dacă mă sună, dacă mă contactează, nu le dau. Uite pe Codrin, Codrin Bradia Satana. Bă, ce talent, mai ceva ca și copilul albastru și urât. De data asta e copilul aurolac și urât. Nu mai vorbesc cu voi. Top 3 mistere neelucidate. Monstru din Loch Ness, Triunghiul Bermudilor, cine a furat bicicleta lui Codrin? Și cine crede că așa ar fi arătat bicicleta mea? Am un popune. Vă vedeți, merg cu așa ceva cu un oraș? Nu răspundeți la asta, dar nu asta a fost bicicleta mea. Incredibil. Ai uitat laptele călduț, dezamăgitor, lasă-i acasă. Nu se pune lapte la pizza, dacă vreți să scoateți calitatea la voi acasă, faceți ce am spus în acest video. Cine-i Sebi asta, mă, și de ce nu știe că se pune lapte în pizza? Două întrebări are Codrinerul pentru tine. Spuneți-mă și la Jamila. Ce este asta? Tricou pictat, artă bazuchească. Tricou do it yourself acasă, bere, bazuca. Dacă arată un flacon așa și scrie pe ea bere, probabil nu-i bere acolo. Ca și duba pe care scrie frichet. Îmi scap ochelarii și mă rog să nu fie spart. Ochelarii. Să-mi ziceți, citește psalmul 3 și puneți-i sub plapnă. Și psalmul 3 începe. Doamne, mari sunt vrăjmatite. Să-mi ziceți, citește. Zmenta 2K15, ok, who's dying next? Ce scrie? Nu ne uităm, hai să vedem. Cheia. Mirou. Nu ne uităm. Aia e piesa de la Mr. Proper, mă, sau ce pula mea a fost acolo, ceva fairy. Terifiant, dar încântător în același timp. Îmi place, dar mă sperie. De câte artwork-uri am zis așa? Dar pe bune am, na, ia, nimeni nimic. Sleep Paralysis, demonul meu, la capătul mesei. Tu chiar te uiți la un YouTuber care postează doar când are nevoie de bani de bere, legionar? You understand, you just insulted my entire race of people, but yes. Codrin pe tot parcursul gameplay-ului la GTA Bazooka. Ai de pula mea. Ai de pula mea intensiv azi. Codrin că vede că îi sunt demonetizate videourile pe YouTube. Apoi ne-am obișnuit. Ce să facem? În ultima vreme a fost mai bine. Aveți grijă să nu-i pirata jocului, Codrin, că vă treziți în spate cu băiatul albastru și urât. Astea sfârcurile. Tare mă rog să nu fie. Nu băgăm coduri că nu e frumos. După 10 minute de Codrin zburând cu ripa asta. Asta am văzut-o așa, mă când am văzut-o prima oară. Asta nu-mi place, nu-mi place să-mi iau spoiler că acum n-am mai putut râde la fel de tare ca prima oară. Prima oară am râs vreo 2000 de continuu. Friend, oh my god, I had a dream where I married my crush, my dreams. Codrin care nu mai știe ce să filmeze. Uzi 47 cu GTA Bazooka. Vă dați seama, sub chiuvetă, aia am vrut să zic. Grand Theft Auto 5, GTA Bazooka, acesta este. Fac GTA 6, all my homies play GTA Bazooka. Și acum o informație care ne dă fiori. Consumul de stupefiante a crescut alarmant în rândul tinerilor din România, iar cel mai grav, spun reprezentanții Agenției Naționale Antidrog, este că se înregistrează cazuri și la copii de 10 ani. Da, tocmai am văzut niște droguri aici la copii între blocuri. Hai de pula. The 10 hardest video game bosses that required incredible skill, Daniel, băiatul, vulture, vulture. Albumul nou Codrin, Legiunea. Lăsați că merg și lucrăm din nou la Bazooka Records. Nu știu dacă să râd sau să plâng. Codrinelul într-un univers paralel. Vai de pula mea, dar astea chiar am plecat screenshot-uri dintr-un shop după spatele carcasei, eu le-aș cumpăra. I think my Uber is in trouble. De timp. Norocul meu cu domnișoarele. Da, care știți faza. Ați văzut ce s-a întâmplat. A, și asta am văzut, perfect timing. Asta era chiar din videoclip, nu e o poză editată. Aici era facecam-ul meu și de aici a apărut în cutscene, jocul. Și zici că asta era corpul meu. Asta trebuie să o salvez, n-o să mai întâmple. Preotul de la mine din sat când ascultă pentru prima dată bazuca. Codrin, se dă jos din mașină, rider. Păi, genial. Am chiar vreo episodul 4 și vreau să-l mai prind pe rider. Yeah, I guess Liberty didn't soft you none, huh? Și iară, mă! Iar aici, ia poza asta, mă! When you break into a house to rob them, but they're watching sâmbătă cu satana. Pof, îți vin banii din mărciu vândut. GTA 5, you can't defeat me, Legiunea. I know, but he can. GTA Bazooka. Alți abonați jucând jocuri recomandate de youtuberi. Și asta cu fontul, ia ce font. Legionare jucând GTA Bazooka, ascultând albumele Bazooka și portând mărciu Bazooka. Ai de pula mea ce am avut din voi, m-am transformat într-un cult. Asta am văzut poza și mi-a plăcut foarte mult. Aici mă împachetam noi albumele și halbele și de-astea că avem povești și cu asta. Vă zicem când, și bune și rele. Codrin mergând bazat la cabană, Daniel băiatul vulture. 1 miliard HP, I'm about to end this man's whole career. Eco, why Spartus? Nu mai merge niciun strop, Codrin.
E pe Gărinca, am un copac. Bă, să mă ajute cineva să-l dau jos. Cum arată Codrinul vostru? Ia cum și l-a făcut ăsta pe Codrin. Zici că suntem în Sims acum. Că odată uzi link-ul pentru cine voia să-l downloadeze să-l joace. Și aici un Codrin care stă pe marginea drumului cu graffiti-ul nostru din GTA Bazooka. Și-n bere îi Gringam. Ia și-a făcut omul. Scooter era, să zic că ăsta e 10, mă. Skateboard, mă. Daily Mix. Bazooka, Adrian Minune, Nicolae Guță. Cel mai bun mix pe ziua asta. Nu ai văzut? Nu mai știți care e faza cu Daily Mix-ul ăsta. Îți mixează artiștii pe care i-a scos tu. E Spotify-ul mai bine ca tine. Mai bine ca și sufletul tău. Nu e atât de sincer ca Spotify-ul. Legionar. When do I get să îmbătă cu satana, Codrin? That's the neat part, you don't. Aventura copilului albastru și urât. GTA Bazooka. Friday Night Funkin' Bazooka Mode. Există? Ce pula mea e clipul ăsta? Nu zic că există. 3, 2, 1, go! Bă! Ia mă, ce mai băi, ce faină muzica din jocul ăsta, incredibil. Salutare, legiune, ce părere aveți despre acest trailer la GTA Bazooka? Ce-i drept, cam lung, dar am un nou, by the way, ăsta e primul trailer de genul, ia. Yeah. Ia, Bazooka 2000, cât o fi? Yo, între tine și IQ de curcan, o cifră vă desparte. Yo, ești făcut grămadă, te-au făcut matam bucache. Ești vedeta intersecție, mișcă-te că am râtul. Pune-te numai cu mine dacă nu-ți mai trebuie gâtul. Yo, Codrin Bradea, prescurtat Cobra. De-aia te înțeleg cu textul și pe cap pluga. Acum toți îmi dați mesaje, sunteți fan, dar ce nasol. Îmi amintesc că în liceu nici nu ziceați salut pe hol. Nu îmi trebuie... Zici că e MV. Prietenoi și stau la aceeași masă, spunem că... Bă, eu n-am prins mașina asta, nu mai vreau să mă uit. Asta iar m-a făcut el. Bă, vreau să mă joc am tricou Bazooka Negru Classic sold out. Nu mai avem. Când găsești o ascunzătoare bună, dar prietenul tău vine cu tine. Codrin cu o bâtă și un pistol, Daniel băiatul vulture cu 1.000.000 HP. Apoi m-am dus și eu așa, cinstit. Cinstit pe jumatic, am zburat cu mașina până acolo. Dar am zis că nu bag cod de arme. Familia, pune mâna și fă ceva cu viața ta, eu toată ziua. Și l-am văzut că apare în GTA Bazooka. Tot el văzând că este cel mai groaznic personaj din joc, paranteză, și din realitate. Oameni normali, un cheeseburger și o cola, eco. Dublu cheeseburger și doi ketchup, doi maioneză, un cartofai, doi cartofai. Uuu, amice, gaiuma! Hai, mi-e dor de Rider și de prăjala sa eternă. Za... O să spună primele lui cuvinte. Zavala făcaciu! Dar văd că v-a plăcut și vouă de Rider, la fel de mult ca mie. O, nu, eco cu freza de cod de bare. Da, chiar seamă, da. Nimeni nimic, Nicușor Serpe. Coaie, hai la Botoșani, eu zis. Păi deci dacă atât de departe se duce lorul lui Nicușor Serpe, că și atunci când făceam live și jucam CS16, o intrat și m-o găsit și mi-a zis să vin la Botoșani. Ia, Codrinelul nostru mare mafiot, legionar plângându-se pe internet că nu a apărut să cumpere mărci cu Bazooka. Eu, uite, un adevărat nobileș, hapsânii dracului. Un rege îmbrăcat cu mărci și cu halba în mână. Toți elevii pe 13 septembrie. Iar aici, oameni buni, am ascuns toată voința mea de a trăi. Oh, nu. Ce surpriză! În sfârșit mi-a aprobat adminul meme-ul. Abia aștept să posteze Codrin meme review 12. Codrin cu Mibri review 12. Well, now I'm not doing it. Acel moment când vii de la școală și te pui la calculator. Mama? Zis care mama? Poți să mă joc puțin cu băieții? Mama, poți să mă joc puțin cu băieții? Cred că uita săracul să-l spună microfonul pe mut sau ne-a trolat să ne facă să râdem, nu știu, nu mi-am dat, dar părea foarte sinceră vocea lui. Mama, oh, nu, am probleme cu gândaci, ce recomandați? Bă, mi-ați dat spoiler, asta e undeva sub o chiuvetă și voi l-ați găsit înaintea mea, mă, nu, mă! Your order from Codrin Bradea shop has been shipped. Mesajul perfect nu există. Legionarii care apar la Codrea în Q&A. Legionarii care apar la Codrea în sâmbătă cu satana. Legionarii care apar la Codrea pe shop. Da, mă, apropo de asta, am primit niște poze. Faceți-vă toți care vreți să apăreți poze cu albele, cu ceva în albă sau pula mea cu albă, dacă vreți să apăreți pe site și cu albumul în mână, ceva poze de aia șmecheră, dacă aveți tricou Bazooka pe voi, puncte bonus. Trimiteți pe contact@codrinbradea.com, dar trimiteți pozele, trebuie să le sortez. Bine, hai, v-am pupat din mers, pa! Dacă se închidea clipam. Aia care postează și apar în meme review. You guys are always act like you're better than me. Aia cărora le apar ofrandele în clip. Aia cărora le citește Codrin mesajele de pe Steam. Aia din pozele de pe site-ul cu mărci, niște nobile aici. Opa, ia uite, bucuria care a suscitat, of course, fiind la lucru, nu îmi permit încă să o testez. Ca să nu creăm posturi, eu am propus să puneți poze cu halbele și cutiile care ați primit în comentarii. Hai noroc, legiune, și mai des. Oi, ok, stai că salvez postul ăsta ca să pot să vin să mă uit la tăt după. Ia uite câte poze sunt aici, ia halba semnată și album ce-o luat domnul meu. Ia uite și pe ăsta, album și
halbă, halba ea, halba gobere. Uite, Pikachu ne ascultă. Foarte frumos. Ia uite, oameni, ia cât îs. Iotă și pe ăsta. Uite, oprins, băiatul. Mihai Flaviu Splash a oprins albumul cu martie 3 aprilie scris pe el. Ia, omul pupă halba. Trimiteți-mi și mie totuși pe contact. Arunc o dribradio.com, cum v-am zis, cum fac o colecție. Nu! Vreau jocul G3A Bazooka și să joacă pruncul. Care teach them young. Halbele Bazooka ajung la legionari. Consumul de lapte cu kiwi. Stonks. Cu toții știm că acesta este scopul halbelor. Bazooka muzică, da mă. Avem și album pe anul ăsta. Banana Nae. O scos album, Bazooka. Noul album, noua piesă, Banana Nae. Hai de pula mea. Atâtea mixuri face Spotify-ul greșite și atâtea etichete o trebuie să trimitem. Bănuiesc că nu numai noi, că am văzut la o grămadă de artiști mix-up-uri din astea, dar acum ori băgat la distribuitorul ăsta pe care îl folosim noi, se duce bateria, băga mea și pula. O băgat acolo unde... Nu vă mai zic, vă povestesc altădată. Doi Codrin sub chiuvetă. Codrin, începe serie nouă, tot Codrin după 2-3 clipuri. But when the world needed him most, he vanished. GTA Bazooka, GTA Bazooka, GTA Bazooka și... Acum vorbesc rap god că mi se duce bateria. Un hanorac Bazooka, vă rog. Ia să vedem ce face omul. Ono, cred că vrea să-și comande și o să fie out of stock. Bă, stai puțin să vedem acolo. Ce avem la căutări? John F. Kennedy Audi R8. Astea sunt două chestii destul de în poli opuși, dar mă rog, nu o să mai comentez eu. Ia să vedem. Codrin Bradea caută și găsește shop-ul. Să duce omul meu la catalog. Ce vrea să-și cumpere? Ar vrea un anorac. O da click. Sold out. Să uită la căciulă atunci. Nu a reușit cu hanorac, că și-a o căciulă. Sold out. Alba Bazooka, 99 de lei, transport inclus în RO. Să nu mai zic că plătim și kilometri exterior și am avutul de trebuie să plătim. Las că povestim de fapt. Aici Costa pe zonă, era să-mi fută un an când l-am ridicat de la masă pentru poză, n-am putut să-și savureze berea. Cred că exagerez, sau nu? Unu Gringam a aflat după atâta timp cât e ceasul, Lays. Așa-i că-mi dă-i și mie. Ce fula mea asta? Bă, vă rog, vă pun poza asta. Unde vă pun? Vă pun un link de imbur sau din alea. Mi-a dat bloc. O, nu. Hai să-i bombardăm pe Lays România. Toți cu poza asta. Vă las link în descriere, intrați pe Lays la Facebook și dați-le toți poza asta. Poate o să ne dea și nouă. În public, my headphones, Bazooka draga mea. Untold, concert Bazooka. Asta dacă nu sunteți pizde. If you don't love me at my, then you don't deserve me at my. Da, mă uită, saltelele noastre din București. Puh. Ia uite ce se bucură mânța, e halba Bazooka. McDonald's România, mă poate, dar văd că ați făcut voi deja. Mă poate ajuta cineva, așa e când dai și mie. Is this the new meme? Nu ești primul care trimite poza asta și eram curios care e faza. Trimiteți-mă la Lays, lăsați că pe Mac, la Mac am făcut deja un raid, ne-am plictisit de ei. Trimitem la Lays toată lumea, așa e când dai și mie. Marshmallow după o lună în România, corect. Yo, yo, yo! Am crescut în barul, nu vă zic de cartier, nu vă zic de străzi, am crescut legat de calor. Codrin, după ce vede pe grupa avalanșa de postări cu unde e Codrin? Știu că m-am lipsit de pe ecran, dar voi altceva, n-aveți mai bun de făcut. Să-mi bag pula așa singur să de prismă. Ciucă. Doamnelor și domnilor, ăsta îți vie clipul. În caz că mi se duce bateria, fac acum în caz că mi se duce bateria, eu tot mă mai dau la câte un mimia. Eu la 8 ani când am aflat de Bluetooth și că nu mai e nevoie să registrez muzică cu telefonul de la radio. Viitorul e acum. Nu uitați, vă pup, o să vă las aici, vă las în descriere, dacă mai vreți albume sau albe care vă mai avem câteva, vă las poza, aia e mai important, poza cum dai și mie să le trimitem la Lays, dar să nici nu mai dați explicații, numai dacă vreți. Eu vă zic numai să-i trimitem toți poza, cum dai și mie, și vedem ce se întâmplă, ce zboate după. O, nu, o să vină forțele speciale Lays și o să ne împuște pe toți în cap, ce nu știați că există forțele speciale Lays? Eram acum 48 de ani, mă rog, nu mai am baterie. Să mai delirez pe aici, v-am pupat, sper că v-a plăcut. Uită-mă că o ținut bateria, am dezlănțuit pula! Bine, o să închei aici, v-am pupat, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare! Pua!